Bună tuturor, eu sunt Bianca și astăzi ne vom juca Adopt Me. Știu că mai sunt fix 3 ore până se va lansa noul ou, dar din păcate la 7 nu pot posta din cauza că merg la tenis, așa că videoclipul va fi filmat și postat la 7:30, cred. Adică videoclipul va fi postat și filmat la 7:30. Pentru că eu am tenisul de la 6 la 7, dar până ajung acasă cred că se face 7:30 și na. Sper că nu vă supărați că o să fac videoclipul mai târziu. Dar trebuie să înțelegeți că eu mai am și alte activități, nu pot să mă ocup doar de YouTube. Așa că videoclipurile speciale nu vor avea legătură cu programul. Adică, de exemplu, episodul în care care va apărea la 7:30, este un episod special. Și știți că programul era marți, parcă la 2 sau la 3, nici nu mai știu, să mă uit. Și joi la 4. Deci videoclipul va apărea la 4, adică la 4 vedeți și voi. Ce să zic, mai sunt 3 ore sau 2 sau mai puțin, nu știu. Am văzut că la 6 va veni noul update, așa că sper să înțelegeți problema. În acest episod vreau să strângem doar bani, adică să fie un episod în care strângem bani, pentru că aș prefera să strâng 1400 ca să pot să-mi iau două ouă. Vedeți că am făcut 1067 în timp ce am mai jucat în videoclipuri, așa. Am făcut 1067 și aș prefera să facem 1400 ca să pot să-mi iau două Japan Egg-uri. Nu găsesc biluța care se închide camera. Da, trebuie să o găsesc. S-a făcut noapte, ca de obicei eu mă dau pe tramboline cu balonul ca să văd orașul. Îmi place foarte mult. Vom merge direct la școală ca să ne culcăm, că nu zic că nu are niciun fel de sens să mergem acasă ca să ne culcăm. Adică serios, suntem mai aproape de la școală. Mergem acum la școală și revenim când face dimineață sau, mă, nu știu, strâng mai mulți bani sau vedem. Da. Se pare că nu se face dimineață, așa că mă gândeam să mergem să mai luăm de aici mere și poate după să mergem acasă. Ok, se pare că s-a făcut dimineață, eu n-am apucat să iau prea multe mere. Luăm aici câteva mere. Mergem la VIP și după aceea mergem acasă. Vreți să vedeți o magie? Deci, o să fac o magie ca să fiu un copil, fără să deschid aici la dress up și de astea. Da, durează, știu. Uite, a funcționat. M-am făcut copil. Am luat apă și mâncare. Eu zic că este timpul să mergem la școală și după aceea acasă. Și bineînțeles, o baie în piscină bine meritată după școală, zic că merge. Se pare că s-a făcut seară și trebuie să mergem la camping și asta este chiar bine. Haideți să nu dormim la camping și să dormim aici. Uite, pe Sara o punem aici și eu mă pun în patul de copii. Apropo, și voi ce mai faceți? Cum mai sunteți și mai ziceți? Eu sunt bine. Cum vă descurcați la școală?
Eu mă descurc bine. Deci, hai să vă zic un fun fact. Deci, eu la școală, la grădiniță. Eu, în acei 3 ani de grădiniță care i-am făcut eu, deci 3 ani de grădiniță pe care i-am făcut eu, 2 ani din acei 3 ani am avut două doamne, dar veneau, cum să spun, o zi una, o zi cealaltă și așa mai departe. Și când am intrat în al 3-lea an de grădiniță, s-a schimbat doamna. Dar nu mi-a plăcut de ea, sincer, nu mi-a plăcut prea mult. Nu vă dau multe detalii despre ea. Am mers la școală. Nu era școala mea preferată. Am avut o doamnă bună acolo. Am învățat bine cu ea. Dar pentru că nu-mi plăcea la acea școală, nu-mi plăceau colegii, n-am putut să stau acolo. Așa că m-am mutat în clasa 1, că eu intrasem în clasa 0, m-am mutat în clasa 1 la o altă școală. Și normal că dacă am mers la altă școală, sunt normal că s-a schimbat și doamna. Da, nici doamna aia nu mi-a plăcut, dar m-am gândit că mă învăț cu ea și... Adică, ea ne explica bine, dar problema era că vorbea foarte încet și atunci era perioada cu COVID-ul, cu coronavirusul și trebuia să stăm în online. Și în online nici nu prea se auzea bine pentru că ea vorbea încet și ce să mai înțelegi. Nu prea înțelegeam nimic. După aceea, în clasa a doua, a plecat și doamna aia, ne-a venit alta. Bun, îmi plăcea de ea, chiar îmi plăcea de ea, doar că ne dădea teme multe. Ok. Nu băgam în seamă, doar la început. Doar la început dădea teme multe, după aia a început să nu ne mai dea teme multe. Ok. Ne-a ținut și clasa a treia. Asta a fost bine. Și să vezi și ce să crezi, ce să vezi și să nu crezi, cred că așa se zicea. Când intram și noi clasa a patra, ea ci că se retrage din școală, nu mai poate să stea. Că în ultima vreme nu prea se simțea bine și nu putea să stea. Adică demisionase de tot, nu, plecase de tot din școală. Adică nu se zici că o săptămână așa ne dă cu alt profesor. Și în clasa a patra, venise un profesor. M-am gândit că nu o să-mi placă prea mult de el, pentru că e profesor și nu-mi place, mie nu prea-mi plac profesorii. Și uite că tot el a fost cel mai bun. Acum fac cu profesorul. Este foarte bine că el e tânăr. Celelalte doamne au fost mai bătrânele. Bine, nu erau foarte bătrânele. Aveau 50 de ani, așa, în jur de 50 de ani. Nu erau bătrâni, erau. Dar uite că tot de domnul de acum îmi place cel mai mult. Nu ne dă teme prea multe. Ne învață bine. Atâta, că noi învățăm bine, că ne explică bine. Dacă el ne explică bine, normal că și noi învățăm bine. Când învățăm foarte bine și nu facem prostii bine, eu nu fac, dar ceilalți fac. Cred că fiecare clasă are grupul acela de băieți care fac numai nebunii. Și da, am și eu grupul ăla, ce să zic. Și de fiecare dată când face cineva vreo prostie, ne dă teme, dar bine. Când e să ne dă teme, nu ne dă multe. Și când învățăm bine, chiar nu ne dă. Adică, de exemplu, astăzi n-a mai făcut nimeni nicio prostie și asta a fost chiar foarte bine. Că n-a mai făcut nimeni nicio prostie. Astăzi nu a dat teme deloc și de asta am avut timp mai mult să filmez. Așa că, da, cred că am stat prea mult la Popești. Mergem acasă să ne facem duș și, da, cred că trebuie să merg la spital, că eram mai aproape, dar nu contează asta acum. Eu acum îmi dau seama că eu am rămas cu costum de baie. Da, ce să zic, nu trebuia să rămână costum de baie.
Dar greșeala mea. Acum mergem la spital și așteptăm seara. Și din nou vă zic, programul va fi marți la 3, joi la 4 și episoadele speciale, adică cum va fi acesta de la 7, 7 jumate, nu o să aibă legătură cu programul, adică depinde de update-uri. Asta e treaba, că dacă, de exemplu, dacă un update vine pe neașteptate miercuri, eu filmez miercuri și pun. Adică asta e treaba, că episoadele speciale nu vor avea legătură cu programul, așa că să fiți pregătiți, că cine știe când poate să apară un episod special. O să scriu la titlu când episod special, ca să știți când va fi un episod special, așa că da, cam atât am avut de spus. I bring the pain like this stop can't find him, this stop can't find him, this stop can't find him, get him straight till you don't like, whoa whoa whoa, straight till you don't like, taste that pink venom, taste that pink venom, taste that pink venom, get him straight till you don't like, whoa whoa whoa, straight till you don't like, black pen and ink, we got bodies like Rambo, rest in peace, please light up a candle, this the life of a vandal, messed up and I'm still in some lean. Bring the pain like this stop pink venom, this stop pink venom, this stop pink venom, get him straight till you don't like, whoa whoa whoa, straight till you don't like, taste that pink venom, taste that pink venom, taste that pink venom, get him straight till you don't like, whoa whoa whoa, straight till you don't like, black pen and aim, we got bodies like Rambo, rest in peace, please light up a candle. Deci efectiv, voi știți unde e parcul și unde sunt eu acum, deci până aici m-a aruncat, gândiți-vă și voi, hai unicornule, vin o să-ți dau a pizza și mergem acasă. A fost un moment de muzică, să ascultați muzică, să-mi spuneți ce muzici vreți să pun, că poate voi nu vreți să pun muzica pe care o pun eu de obicei. La videoclipuri eu pot să găsesc orice melodie doriți voi, așa că scrieți în comentarii dacă doriți o melodie anume să o punem. Dacă să fie multe sugestii, o să aleg pe aia cea mai întâlnită, adică cea mai sugerată, cum să zic. De exemplu, dacă cea mai sugerată melodie va fi, nu știu, zicem, Dance Monkey vom pune o lună sau o perioadă de timp ca să punem mai multe melodii, ca să fac pe plac la toată lumea. Sau dacă cineva vrea mai mult melodia care o pun, melodia care o pun și acum va rămâne. Deci dacă doriți o melodie anume, să scrieți în comentarii. S-a făcut dimineața, trebuie să merg să fac duș, la fel și unicornul. Și abia aștept să se să fie băgat Japan Eagle, deci pur și simplu sper să am noroc și să-mi pice legendara. O să mă interesez să văd ce peturi o să fie noi. Mă înțeles că 12 peturi o să fie, nu știu câte legendare, vedem. Dar sper să-mi placă unul ca să pot să vreau foarte mult, că dacă nu o să-mi placă niciunul, nu o să mai fie episoadele interesante. O să fie doar cu Rocky, ca de obicei. Când creștem pe Rocky. Stați liniștit, de data asta n-am mai uitat să mă îmbrac înapoi în hainele mele normale. Stați liniștit, dar liniștit, că n-am uitat. Da, acum am observat că 750 fac 1500, nu 1400, cum am zis eu prima dată. Dar da, scopul nostru din videoclipul acesta va fi să facem tot 1400 și în timp voi face eu 1500, așa că da. M-am gândit să facem o tură până sus la castel.
poți să luat-o pe Honey, care are abilitatea de a zbura, ca să nu mai dăm 5 lei degeaba pe ăla, când putem să mergem și singuri, că vreau să mă dau cu chestia aia, să mă arunc de la deci, adică din partea cealaltă. Știți voi, chestia, n-am văzut așa. Vreau cu ăsta bungee jump, dar cum e, m-am uitat cum îi zice. Luăm și balonașul, sărim pe asta ca să ne ducă și mai sus. Și acum scoatem balonul. Vă dați seama cât de interesant o să fie. Wow, vezi că a fost interesant. Vezi că îmi place, cât că mai mergem o dată. Dacă aștept să cad de aici. Haide. Nu se mai termină, serios. Da, primit că se termină, că na. Și continuăm aventura. Haide. Hai odată, Honey. Haide. Așa. Vreau să cad pe lângă, pe bune, că pentru o secundă mi s-a părut că-s pe lângă. Ne luăm, ne legăm de ața asta sau de elasticul ăsta, nu știu ce e cam elastic, sincer. Că uitați, dacă el se întinde până sus de tot acolo unde am fost eu, vă dați seama cât de elastic este. Haide! Sincer, aș mai vrea să mai sărim o dată. Mamă, ce fain se vede orașul de aici. Cred că așa o să fie thumbnail-ul. O să opresc camera ca să fac thumbnail-ul. Ok, gata, am făcut thumbnail-uri, haide acum să mai sărim o dată și ne aruncăm de aici. Uiii, vreau să mergem departe. Hop, ne dăm asta. Bă, m-am dezlegat. M-am dezlegat, bă, de ce m-am dezlegat? Hei, nu e corect, mai vreau o dată. De ce m-am dezlegat, nu e corect. Nu trebuia să mă dezleg de acolo. Cred că am mers prea în față, dar nu cred că mai trebuie să mergem prea mult în față. Haide acum că s-a făcut și seară, sper să avem din nou nevoie la camping. Nu, dar noi tot o să mergem la camping. Ne luăm balonașul și sărim pentru ultima dată. Mergem puțin în față ca să cădem. Noi și ne scoatem balonașul. Da, nu cred că mai are sens să vă țin aici pe loc, așa că o să revin direct când ajung la camping ca să dorm. Yes, nu mai trebuie să fac duș pentru că mi-a venit sarcina de mers în parc, dar eu am pianul direct aici, așa că o să primesc 24 și din câte vedeți eu mai am nevoie de 20, așa că fac mai repede banii, abia aștept. Ok, în sfârșit am făcut 1400, chiar peste, am făcut 1404, deci, da, cam acesta a fost episodul, nu uitați să dați un like și să vă abonați, pa!